Părinte, am încă o întrebare. Cum să iau, eu lucrez cu tineretul, cu studenți, cu fete, cu băieți, dar am observat la curs că dacă iau cu asprime și le arată întâi lucruri întunecate și aspre despre viața creștină, sau le arată întunericul iadului, unii ies de la ore și nu mai vin niciodată de frică. Am observat că dacă iau cu blândețe și le vorbesc cu iubire și despre iubire, întâi fac cunoscut pe Dumnezeu ca tată și ca iubire, ei se lipesc și se apropie. Și am observat următorul lucru, asta e o întrebare. Și a doua întrebare este că unii ajung în situații de acestea după ce își cunosc starea prihănită de păcat, au de-a face și cu tulburări din partea necurate și intră spaima în ei. Și mă întreabă ce să facă când vine tulburare din partea necuratului în sufletul lor. Sunt tineri și asta. Cum să se lupte ca să scape de această spaimă? Frate Ioan, cu aștiința e judecător de Dumnezeu cu gură de aur până. Nu s-a pus să iei Dumnezeu judecător din afară. Să-l poți numi cu parale, să-i dai atâta acutare ca să te facă pe tine drept. Acel judecător îi spune dinăuntru, nu-l putem numi cu nimic. Au ce spune Dionisia Areopagită. Știința curată, știința gândului curat, este veselia de sărie. Și știința pasată este chinuirea chinuirii. Poți să-mi zică toată lumea mie că eu spun, că eu sunt bun, că eu sunt cu tare. Dacă conștiința până, e seama, ești păcătos, ești plin, ești cu tare, ești plin de păcat. Nu pot împăca. Toată lumea să mă laude dacă conștiința mă judecă vinovat, gata, eu sunt cel mai chinuit om. Știința mea este chinuirea chinuirilor, că am aparte cu știința Dumnezeu de mine, care nu cruță, care scoate lucrurile drept, totdeauna ne arată slăbiciune. Ia dacă conștiința e nepăsată, toată lumea să mă ocolească, toată lumea să spui, tot ce e mereu despre mine. Deci, eu sunt în pace că nu mă judecă în conștiință Dumnezeu pe mine. Pe conștiința nu mă judecă pentru păcat și dacă nu mă judecă Dumnezeu în conștiință, eu am toată veselia. Asta e ce spune Evanghelia. Da. Fereți vieții când vă vor corepe oameni și vă vor goni și vor prigoni și vă zice tot cuvântul rău împotriva voastră, mințând pentru mine și pentru adevăr. Și nu arată numai să descărbe. Bucurați-vă și vă veselie. Toată voastră nu fie trasă. Deci cum e cu tineretul? Așa te vezi cu tineretul. Dacă conștiința nu e ce-i pasată, nu te supăra. Și dacă te-i pasată și te mulți conștiința, nu te supăra. Așa, să nu se supără. Da, pentru că o poți împăca. O poți împăca. O poate împăca. Cum? Du-te la mădurisire la un preot, te dedeagă, te ușură. Și te păzăște numai. Faci așa, te poți împăca cu conștiința și împăcându-te cu conștiința, te-ai împăcat cu tineretul. Și totdeauna de ea de ordine și să faci atât de tot. Vă leapă de rugăciune mai multă, cu prezență la biserică. Da, asta cu felul de a le vorbi din iubire, că Dumnezeu este iubire. E cu blânda, e cu blândeta, cu blândeta. Auzi, nu m-a spus mai întâi Sfântul Grigore din Nisa, nu sparge toate de Scripturii, având dinți înțelegeri de lapte. Dacă le dai lucruri prea tare, e doar dinți. Dinți înțelegeri. Căci Apostolul Pavel spune, cât a fost prunci în Iisus Hristos, v-a hrănit pe voi cu laptele și eu cuvântător al Evangheliei, că nu era în stare să mâncați hrană păstoasă. Eu vreau să hrănesc un copil care suge la mama, că nu-l lătu gătățe, îi dau șolani. Îl hrănesc eu omul. Așa, să de la așii care sunt mătături ușor. Să fieți cu mine, să faceți cu tare, eu cu blândețe. Auzi, spune Sfântul Efrem Sirul, și îi putea aduce pe toți la Hristos și la Dumnezeu. Este numai al Dumnezeu. Cu blândeță. Și de aceea spune Scriptura, mai bun este omul cel blând decât cel tare. Că cu blândeță îi pot aduce pe toți. Cum a zis cuvântul lui? Mai bun este omul cel blând decât cel tare. Exact. Mai bun este cel blând decât cel tare. Și ce putea aduce pe toți la Hristos este numai al Dumnezeu. Sunt ei fel și a venit la mine un rabin, bătrân la ora de ebraică și m-a întrebat la sfârșit, după aceasta la oră, m-a întrebat următorul lucru. Domnule profesor, am să vă pun o întrebare. Și zic, puneți-o. Zice, dar aș vrea alte patru ochi. Și am așteptat, curios să văd ce întrebare. Și zice,
Oare ne va ierta Iisus Hristos pe noi? Așa, stai să te altă rabe vine din Rusia, când au fost pe drumul cealaltă la ea, când i-au omorât pe deși. Că au fost cinci de rabe la ea, că au fost o sărbătoare mare. Am văzut vreo 4-5 ani mai multe, o nipeșă vin pe la mănăstirea neamului. Și întrebare. Și eu l-am întrebat eu. Era cu el în vrâtul și e tânăr, toți i-a lui. I-a stat la masă cu ei, am pe mâncare, da. Nu era nimeni, a zis, păi, de, uite, o rabe, o venit cu soție, cu un copilaș. Auzi că-i mustăscuze tu. Auzi că-i mustăscuze tu. Și dacă căderea lui Israel din credință a fost bogăției neamului, ca să intre neamul la bogăție, și va fi întoarcerea lor, epistola către Roman, cu adevărat va fi o înviere din morți. Și noi am fost la Iași, ai părinte, și suntem rabi, eu sunt din Haifa, era din Palestina de Roma, dar sunt în America cu tăi. Zic, domnule, uite, suntem noi și toți ea mata, trei sufici, copilajul ăsta nu știe nici. Vă întreb așa, și de ce Hristos a fost simplu om? Părinte, este pe banii din biserică. Că un om nu a putut să umple pământul de popoare credincios. El mi-a spus. Un om nu a putut să umple pământul și cele mai civilizate popoare din lume să le aducă la cunoștința lui Dumnezeu. Aici e cuvântul rabe, nu? Eu spun, eu dat ca, am cartea de vizită, dar nu știu, am putut o carte. Am cartea lui de vizită, cum alțeam. Deci? El! Da, eu i-am spus așa, eu am zis, dacă puneți întrebarea, deja sunteți mântuiți. Am zis că dacă deja vă pare rău, dacă puneți problema, deja dumneavoastră sunteți frate și suntem în... Da, să le spui eu așa, să știți. Căderea lui Israel din credință a fost bogăției poporului. Până va intra ultimul de neamă, în apotopare. Și vorbirea lui Israel, Pavel, s-a făcut din parte, nu știu de totdeauna. Adătână că ei nu au păcat. Așa spune. Și când se vor întoarce ei, va fi o adevărată înviere din mort. Așa e proroci, așa că minuni mari. Întoarcerea lui Israel. Cred că l-a spus și lui Veacura. Dar se spune că în America deja a apărut o revistă care se intitulează, pe românești eu spun, Evreii pentru Hristos. O revistă care circulă în toată lumea și în Europa vine, evrei care recunosc Mântuitorul Iisus Hristos drept Mesia. Și alta scrisă de trei rădăcini, ieta ne-a spus, care e o carte mare, dată-ne înapoi pe Hristos. Da, interesant. Și alta scrisă de un evreu botezat în Suedia, măi, cum îl cheamă, grozav de vestit. El a fost protestant, am o trecut la catolici. A fost mare vestit. Da, și-a spus așa, na? Așa au făcut o carte. De 2000 de ani s-o spin în cerul, după oile cele pierdute a catolului Israel. Așa l-au făcut. Și-o citesc rabine, măi. Este orientare spre creștinism, adică de revenire. Păi nu, deschiderea popoarelor. Înainte de Hristos, înainte de venirea Domnului, ce se creadă... Dar este unul din semnele sfârșitului. Da, și este o deschidere. Dar deci spune, când a dat apostolul Pavel de întoarcerea lor, până la urmă tot Israelul se va mântui. Dar sunt Epifane care a fost evreu. Și mare scriitor și mare făcător de minuni. Să nu vă pare că se mântuie tot evreii. Deci, la sfârșitul lumea să întoarcă Israel către Dumnezeu. Și toți care vor crede în Hristos se vor mântui. Pentru că zice Isaia prorocul Halado, tot Scriptura, de va fi numărul lui Isaia ca nisipul mării, numărul rămășuță se va mântui. Care? Care vor crede în Hristos acum la sfârșitul lumea. Asta e rămășuță. Așa l-a spune și ăla. Și Pavel spune tot Israelul care? Tot care vor crede în Hristos. Și Isaia cu rămăjită care a spus la mâna sfârșit. Dar vă întreb o întrebare, dacă evreii a fost necesar să nu creadă ca să intre neamuri de credință, ei m-au păcat vina întreagă? Au vine când Dumnezeu e prea drept, au și spune în Psalțire, dreptatea lui Dumnezeu rămâne în veacul veacul. Lucrează și acum, că dreptatea lui Dumnezeu i-a împrăștiat, chiar azi și la atunci am gură de aur. Ai văzut când îi spunea Ieremia că merg în robii, l-a dat în groapa cu cer, cu gunoi și... Când ne-a trimis împăratul care era atunci, băgați de seamă că veți merge în robii. Aveți spune Scripturi, el era în casa de Iană și avea un grataj de foc să încălze împăratul ăsta, cum îi spune.
când am văzut că Isaia, asta, Ieremia a semnat pe fiul ucenicului, pe Baruch, duce și le spune că și m-a dat aici, vor merge în robie 70 de ani. Și ei s-au luat fiul Neier, au luat cartea la Ieremia și l-a împărat. Împăratul, când a văzut că spune robie, o tăie cu cutătașul, patru fire din carte, care se merge și le-a dat pe foc. Și el i-a întâlcat o pătată, unde spunea de robii. Spune, chiar am greșit pe Sfântul Ioan Gură de Aur, la, pentru evrei, pentru căderea iudeilor, e un cuvânt. În ăsta, în putul. Am văzut, zicem, chiar azi, zice, că t-am altceva eu. Și iată și spune, pentru greșeala lor și că l-a amărât pe Dumnezeu, încât de când a făcut viță, l-a omorât și câte. Dumnezeu i-a departat ca să intre în numărul neamului. Și au doar Dumnezeu, este numai iudeilor și apostolul Pavel. Nu și-a tuturor poporul, nu le-a făcut pe toate. Dumnezeu mila lui și a nedesăvârșită a vrut să intre din popoare număr mare care să mântuiască. Însă este o parte lor din 100 de sute. Că e o leacă, na, că din popoarele tuturor a pământului trebuie să plănească numărul îngerilor căzut. Sunt Ioan Gurideau, sunt Vasile, Peneva, Căderile de Sus și sunt Sfântul Nouă Bogotul. Aveți în fel ocază. Când se plănesc căderile de sus, zdrobiva cartele pe pământ ale fai sfârșitul lumii. Păi nu se plănește înger, ultimul înger căzut cu sufletele zis, nu se sfârșește lumea. Ia știți la Psalmul 11, o taină. Auzi, împrejur necredincioșul umbla, îi spune de drăs. Și apoi spune așa, după înălțimea ta e mulțit pe fiii omenești. Dumnezeu ține popoarea ta de multe să fie, înălțimea lui n-are sfârșit. După înălțimea ta e mulțit pe fiii omenești. Deci, nu mai este numărul de la Adam până am ca cât o muri și cât trăiesc. Dar înălțimea asta lui Dumnezeu, până se plănește numărul unui căzut, atunci faci sfârșit. Sfântul Dumnezeu nu a băgat tot. Dar pliniva căderile de sus, drobiva cartele multe, colapsa 114, da. Are mult. Părinte, dați-ne un cuvânt de întărire în lucrare. Eu zic că în vreme, când nu sunt mere, sunt bune și pădurețele. Eu mă zocot un pădureț când mai lipsește câte un măr și mă duc și eu și fac treabă de pădureț pe acolo. Dați-ne un cuvânt de întărire. Eu sunt putregat, nici pădureț nu. Eu sunt hârbregat cu sânul și o moșneag putre. Ce vreți să zice un pădureț putre? Dați-mi și mie. Ce ne-a adus la un putregat aici? La o moșneau pute să, ca să veniți voi și ieți alam pe țălău Ionice, ca așa-i de jupani de anamnă. Măi, unii bat eu, uite ca ciocănătare, bat și ei și acolo, și răzbate. Și găsește totul, scoate. Nu mai găsește tot pe țălău. No. Acum, părinte, când de la până vreau să vă pun o întrebare. Da. N-ai de a pleca, când noi coborăm, când să prindem un tret. Pentru cei care mărturisesc, care sunt puși să curățe de păcate pe oameni și să-i aducă curața în fața Dumnezeu, care e păcatul cel mai mare a penitentului? Care, acel care nu crede nici în taina dezlegării, în taina Sfintei Spovedanii, nu acesta este păcatul desnădejdii. Că el nu crede nici în asta. Părinte stare, păcatul are 23. Prima treaptă a păcatului, nu face fapta bună. Suntem datori să lucrăm. A doua, a face binele, dar nu bine. Cum spune Sfântul Ioan Damasie. Eu ce scrie acolo? Binele nu este bine, că nu se face bine. Sfântul Ioan Damasie, eu am spus scrie acolo. M-a întrebat oameni. Fapta bună are trup și suflet, mai băie. A, să văd. Trupul faptei bune e lucrarea ei. Postez, mă rog, fac milostenie, mă înfrânez, privighez, fac rugăciune. Sufletul, fapte bune sau viața ei, e scopul cu care fac. Apostolul Pavel ne spune așa, toate să le faceți pe slava lui Dumnezeu. Ia Dumnezeiescu, părinte Isaac Siruce, când mintea a pierdut scopul blagoșestei, a drepte credințe, toate faptele bune nu mai folosesc. Altul leargă, face cu scopul de a lăuda și noi. Altul face milostenie cu scopul de a ieși scopul. Altul face cu scopul de a lăuda, altul scoate cu scopul de a face prietenie cu cineva. Se poartă frumos cu cutare, cu patim, altul cu tare. Dumnezeu, sunt un maxim mărturisitorul, și este feciorie, și milostenie, și înfrânare, și privighere, urăciune înaintea lui Dumnezeu.
Sotomas. După scop. Când nu se fac așa, dar cu scopul de a plăcea la Dumnezeu și cu scopul de a plăcea la oameni. Asta e treapta a doua păcat. Când facem bine și nu facem, ne ostenim, dar nu cu scopul de a plăcea la Dumnezeu. Treapta a treilea a păcatului. Este, auzi, momirea gândului simplu al păcatului. Tot trecut pe minte, femeie, bani, slavă. Dar simplu, fără să te gândești la el. Așa, dacă e simplu, nu e niciun păcat, n-a nicio metană n-a de făcut pentru el. Cu trecut. Da, treapta a patra, satana stă și face, măi, nu-i de tot femeie, bani și slavă. Începe a te gândi cu patima la astea. Dacă aș avea o pumă, dacă aș avea o rădită, dacă femeia și ar vorbi cu ei, dacă m-aș împrieteni, dacă aș face cu tare, dacă m-aș apropiede. Iată, ai văzut iedera aceea care se prinde de copaci și rugul cel care se prinde de fasole. Exact așa e treapta a patra, e consimțirea. Când sufletul începe a sta de vorbă, cu gândul simplu. Și ai da, nu femeie, dacă aș fi cu femeie, dacă aș vorbi cu el, dacă aș fi cu tare. Și asta e unde te duci. Asta e treapta a patra, când consimți, stai de vorbă, cu gândul pătimaș. Care s-a, imediat s-a asociat în, gândul, în jurul gândului simplu. Treapta a cincea este lupta. Lupta se dă până la treapta a douăsprezece. Omul vede, măi, dar gândul ăsta nu-i bun. Și începe rugăciunea. A cugetat la ea, a cugetat la moarte, a cugetat la nimeni nici asta. Lupta se dă pe toate treptele până la treapta a douăsprezece. Treapta a șasta, e învoire. Altul se luptă, ești până la unul sunt voie. Dar eu știu dacă ați gândit mai mult cu patima la femeie și sau la banii și eu, sau la slava și eu, sau la lucru cu tare. Își permite să stai de vorbă mai mult cu dânsul. Asta e treapta a șasta a păcatului, când îți permite să stai de vorbă cu păcatul mai mult. Asta e treapta. Încă n-a ajuns în păcatul minții. Numai te-ai învoie și stai de vorbă cu el, cu tare, cu tare. E treapta a șasta a păcatului. Treapta a șaptea a păcatului. Asta mai cu sau între zocii duhovnici. Ca tatăl nostru, e păcătuirea cu mintea. Păcatul cu mintea, aici, gata, sunt vasele. Apare caracatița sufletului. Imaginați. Deci caracatița a mâncat deșerea în Sfântul Munte, eu nu-mi place, dar stai de pe jertare, are 8 picioare, caracatița. Și zice, imaginația este caracatița sufletului, prinde. El nu prinde mintea noastră numai cu cele ce-am văzut noi, cu cele ce-am auzit, cu cele ce-am mirosit, cu cele ce-am gustat, cu cele ce-am pipăit. Deci treapta așa te păcatul cu minte, unii păcatul îl băgăm în imaginație și ne-l începuim, cum am, ori unii începuim fața celor și ne urăște, cum am să-l poreclet, cum am să-i duc, cum am să mă rădnu, ori așa ce iubește cu pane, cu măierea, ori a banului, ori a furatului, ce ca să începuim păcatul. Și dacă te băvește cu mult în aceasta, auzi spune Sfântul Maxim, păzește-ți gândurile, o omule. Că dacă nu-ți păzăști ideile acum, mai târziu nu vei putea păzi lucruri. Că de la treapta păcatul cu mintea, dacă nu te biruiești și nu te rugășunea lui Iisus să te ajute, imediat ajunge în treapta opta, care căderea în păcatul cu lucru. Tot hoitul, tot putoarea asta de hoit, gata, ai dat-o în păcat. Și nu răspunde hoitul, răspunzi tu, tot am nedominte. Voi tu arde în veci și veci, pentru că sufletul nu-i treaz, are trezii atenți. Iată că treapta a opta a păcatului este căderea cu lucru. Treapta a noua e obiceiul. De aici trebuie să lupte tare duhovnic. Să întoarcă pe păcătos. Uite, vine una mărturisire. Moșule, de ce fumezi? El îți spune de ce treabă. Păi m-am obișnuit. Moșule, de ce bine? Păi m-am obișnuit, părinte. Moșule, sau mătuș, sau frate, de ce și nu juri? M-am obișnuit, părinte, dacă nu popor, noi zice așa. Asta. Eu tot și-ți luți treapta. Deamul, păcatul s-a făcut obicei. Îi mai greu de întors înapoi de pe treapta obiceiului. S-a obișnuit omul cu păcatul. Și obișnuința îi mai greu decât păcatul cu lucrul. Că nu a păcătuit odată și s-a pocăit. Și mereu îl dă satana și cade înainte și obișnuiește cu păcatul.
dreapta a zecea e mai grea decât a nouă. Dreapta a zecea păcatului e deprinderea. Ferească Dumnezeu până la noi. Deprinderea e a doua natură. Face păcatul vre nevre. Cât ar vre, numai trezări de făcăm păcat. Asta e cea mai grea treaptă înainte de disnădejde. Se deprinde om cu păcat. Vrând nevând să trezești de la păcat, ori la comie, ori la beții, ori la curvie, ori la furat, ori la bani, ori la ori, vorbire de rău, ori la clăvetire, ori la minciună. Să trezești de făcând. Treapta a nouă, e foarte grea. Că obișeie să face deprindere, a doua natură. Vrând nevând, numai așa dec să o duc la păcat. Și treapta a unscă, zice, e mai grea conduce Sfântul Isaac. Disnădejde. Cea mai și nimic nu-i mai tare și mai rău ca disnădejde. Sfântul Isaac Sirian. Știi ce zice dracu atunci? Băi, nu te mai iartă Dumnezeu. Fă pe ele de aici, băi, să trăiești. Ei, că cealaltă nu tu știi. Da, nu, cealaltă de... Uite cum e. Acolo tot așa ardă în foc. Fă aici că trăiești aici, că tu ce de rău. Tot atât. Disnădejde, aici știi cum ajunge, aia de spune Duhul Sfânt în Psaltire. Într-o mustrări pentru fără de lege ai pedepsit pe om. Și ai sutăia ca un paian în sufletul lui. Conștiința care-i dascolul și glasul Dumnezeu un om, conștiința care îl mustră tare pe om pentru păcat. Și ai sutăia ca un paian în sufletul lui. Îi sutăi nădejdea ca un paian. Conștiința al mântului, ia seama, măi, că te prăpădești, măi, toarce înapoi, măi, că îți pierzi sufletul. Și 12 este, nu mai este. Și atunci el cade din nădejde, tu fac așa redei și cele din până. 12 este sinucide, care merge și-mi face cap. Cum vă pot fiu, da. Și ce facem cu sinucișii? Sinucișii când se pot pune după 7 ani? Nu se pot pune niciodată, nici după 7 de ani. Doar mă întreabă. Nu scrie nimic. Sinucide e păcat împotriva Dumnezeu. Vă rog, fratele, vă atunci nu prea mult. O, dar prostii, ne-ați vorbit frumos, da. Ne-ați îndemnat frumos. Noi vă pomenim în rugăciunile noastre, suntem la început de sasă. La început de postul mare. Vă rog, la Dumnezeu și Maica, Domnul, Dumnezeu să ajute, că Tu ești un mare și credincios. Doamne ajută! Suntem fericiți că ne-ați spus. Merg cu Îngerul Domnului, cu Maica, Domnul. Dați-mi un cuvânt de curaj să te mănăci.